Între întâlnirile programate de primarul Lucian Micu pentru sfârșitul de săptămână a fost și cea cu medicii de familie. Din păcate, la invitația edilului șef au răspuns doar 6 medici, din care unul din mediul rural. Este vorba de doctorița Angela Bica, vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie. Edilul șef a declarat că și-a dorit o astfel de întâlnire, motivat de faptul că dorește să cunoască realitățile din întreg sistemul medical romașcan. Spuneam că era o importantă o întâlnire și cu dumneavoastră. Cred că sunteți persoane care aveți un contact direct cu pacienții, fie că vorbim de mama care stă cu copilul bolnav în brațe, fie că vorbim de omul care muncește și se grăbește pentru că trebuie să ajungă la muncă, fie că mai vorbim de persoane care poate nu au neapărat o problemă de sănătate, dar au nevoie de cineva cu care să mai stă de vorbă. Nu e că vreau să vă complimentez, dar chiar vă admir și vă respect pentru că sunteți niște profesioniști în domeniul dumneavoastră. Vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț, dr. Angela Bica, a subliniat nevoia pe care o au cabinetele medicilor de familie de a primi sprijin din partea autorităților locale în condițiile în care, de la an la an, și în domeniul medicinii primare se întâlnește un exod al forței de muncă, ce se vede în diminuarea numărului de cabinete. Eu nu am cabinet în Roma, dar ca reprezentant al medicilor de familie am venit la această întâlnire și vă mulțumim pentru că e una din puținele întâlniri în care primăria locală ne invită și pe noi ca medici de familie la o discuție. În Roman sunt 30 de cabinete de medicină de familie. Numărul acestor cabinete a scăzut de la an la an. Ele au fost, la un moment dat, 42 de cabinete și în fiecare an sunt tot mai puține. Anul trecut au fost 34 de contracte cu Casa de Sănătate. Anul acesta am numărat azi dimineață pe site-ul Casei Naționale, Casei Neamț, sunt numai 30 de contracte. Deci și la nivelul medicinii de familie se constată acea plecare a medicilor. Se datorează în principal finanțării defectuoase și slabe a medicinii de familie. Medicina de familie, în general, anul trecut, în întreaga țară, a acordat servicii medicale în proporție de 70% din întregul pachet de servicii medicale decontate de Casa de Sănătate. Deci, cabinetele de medicină de familie realizează un volum mare de activitate medicală, ceea ce nu se vede și în finanțarea acestor unități. E adevărat, cabinetele de medicină de familie sunt în totalitate, 100% private, astfel încât intervenția autorităților locale poate fi într-o măsură mai mică din punct de vedere a beneficiilor financiare la nivelul acestor unități, așa cum este la nivelul spitalelor. Dar și autoritățile locale se pot angaja în anumite facilități acordate acestor cabinete, astfel încât numărul lor să nu scadă, să ajungem, cum sunt în unele localități, că lipsesc medicii cu desăvârșire. Ce ne-am gândit noi ca și ajutor față de aceste cabinete a fi o reducere a impozitelor și taxelor locale care sunt percepute la nivelul cabinetelor. Impozite care sunt la clădirile care sunt în proprietatea cabinetului sau chirii, concesiuni care sunt cei care sunt, nu au cumpărat spațiile respective. De asemenea, în clădirile care sunt compacte, unde funcționează mai multe cabinete, nu toate sunt achiziționate de medici. Unii sunt în chirie, iar alte spații sunt ocupate de alți furnizori de servicii medicale. Aceste clădiri sunt vechi,
sunt, ar trebui să suporte o reabilitare, o reparație capitală, o izolație termică, astfel încât cheltuielile cabinetelor să fie mai mici. Medicii de familie au nevoie de susținere din partea autorităților locale în vederea accesării de fonduri europene. Există programe europene de finanțare cu fonduri nerambursabile, dar pentru acest lucru medicii nu se pricep nici la întocmirea documentației, nici nu au timpul necesar pentru a face toate demersurile necesare. Astfel încât primăria poate să ajute în întocmirea acestor documentații pentru a accede la aceste fonduri. Astfel încât să nu mai apară clădiri în, cum este clădirea din centru de aici, care arată cum arată. Mari probleme există în Roman cu acele cabinete care funcționează în clădiri foarte vechi și foarte degradate, cum este cea din centrul municipiului, unde funcționează numai puțin de 10 cabinete de medicină de familie. Imobilul are acoperișul atât de degradat încât infiltrațiile au ajuns până la etajul întâi. Este de 93, mai precis, la fosta policlinică cu plată, cabinetul. Într-adevăr, clădirea arată jalnic. Acolo suntem, funcționăm 10 medici de familie, dintre care o parte au cumpărat deja sau au făcut demersurile, n-au achitat în totalitate costurile, iar o parte suntem pe concesiune. Noi am vrut, acum 2 ani, 2 ani și jumătate, să facem o reparație capitală acolo. Să funcționăm pe 3 nivele, nivelul 1 și 2 medici de familie, la parter și demisol, Policlinica Medirom, laborator și cabinete de specialitate. Deci, la vremea respectivă, nu ne-am înțeles cu administratorul, deci, Medirom, asupra cotei părți care, cu care să vină fiecare. Într-adevăr, clădirea, deci infiltrația s-a ajuns până la etajul 1. Degeaba se face și igienizare și, da. În interior se face fiecare medic pe spațiu, dar la prima ploaie sau zăpadă, deci reapare infiltrația. Deci acolo trebuie să refăcut acoperișul, este cea mai mare problemă. Edilul șef al municipiului a spus că cea mai mare problemă în această situație o reprezintă imposibilitatea primăriilor de a interveni în clădiri private. Primăria Roman va sprijini însă cabinetele medicilor de familie în întocmirea proiectelor europene în condițiile în care se va obține acordul colectiv de asumare a cotelor de cofinanțare necesare unor proiecte cu fonduri europene de reabilitare a clădirilor în care funcționează în comun mai multe cabinete. Are parte din clădire proprietară este Mediroman. Nu sau cine are subsolul și demisolul și parterul. Da, vedeți, dumneavoastră, cu finanțările astea europene trebuie să existe acordul unanim al tuturor proprietarilor pentru a realiza astfel de proiecte. Sigur că la nivelul unității noastre de implementare a proiectelor noi putem să vă acordăm sprijin și consiliere, dar primul pas este la dumneavoastră pentru a obține acordul tuturor proprietarilor și asumarea cotelor de cofinanțare pentru realizarea acestei investiții. Acoperișul reprezintă o cotă parte indiviză, care e o coproprietate comună tuturor celor din acea clădire. De aceea, din păcate, primăria nu poate interveni pe bunurile proprietate privată. Însă, în momentul în care găsiți deschidere și găsiți un acord unanim la nivelul tuturor proprietarilor, fără nicio problemă putem să găsim o soluție astfel încât un coleg de la Unitatea de Implementare a Proiectelor să vă sprijine redactarea unui astfel de proiect. Cel mai tranșant în intervenții a fost medicul de familie Florin Pisică, ce a spus că este inadmisibil nivelul la care au fost stabilite obligațiile fiscale ale medicilor de familie care au cabinete în astfel de clădiri extrem de degradate. Nu știm pe ce criterii s-a stabilit acum câțiva ani prețul de 350 de euro metru pătrat. Da? Nu s-a făcut o cadastrare precisă, o evaluare precisă. Știu cine a fost evaluatorul. Cineva a zis ce mai contează 3-4 metri pătrați în plus, o doamnă de primărie. Da? Nu vă dau numele.
Nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent, într-adevăr, mi s-a cerut 350. În București e un penthouse cu 350 și îți dă și bucătărie și frigider sau ce sunt. Da, 350 pe o clădire care e de 100 de ani construită și cade pe noi la primul cutremur și ne-am îngrijit de ea. Vă dau exemplu meu. Am adus o firmă, îi dau numele directorului inginerului, cum se cheamă, Robu, din, de unde, din Săboan, mi-a luat 7.000 de roni. Mi-a făcut acoperiș și eu nu m-am sui acoperiș să văd ce face și după un an plouă și acum capul meu. 7.000 de roni am chitat. Deci bucățica ta. Bucățica mea. Și acum plouă. Și atunci ce facem? Cum facem, domn primar? Sau ce mai putem face? E strigătorul acel. Noi vedem 600 de oameni pe lună. Toți colegii noștri văd 600. E orașul așa, sunt abonați, sunt bătrâni, sunt bolnavi, vin non-stop, se demonstrează cu arte, cum spunea doctorul Sabica. La ce suntem buni sau de ce nu mai suntem buni? Bașca, chirie, impozit pe chirie, impozit pe pământul de sub clădire, le știți foarte bine. Unde spune că eu chiriaș trebuie să-mi fac acoperișul? Primarul Lucian Micu a dat asigurări celor 6 medici de familie prezenți la întâlnire că primăria se va implica în sprijinirea acestora în măsura în care va fi legal să se facă acest lucru, dar a atras atenția că toate aceste probleme de infrastructură nu vor putea fi rezolvate într-un an. Să nu credeți că într-un an vom rezolva toate problemele din orașul ăsta. Eu nu mai cred nimic. Dar e important că ne-am întâlnit, e important că am luat cunoștință despre aceste probleme și sigur că în măsura posibilităților să le prioritizăm și să le rezolvăm. Nu știu dacă primar, eu nu ne întâlneam, eu cred că era mult mai rău. Greu de spus de ce ceilalți 25 de medici de familie nu au găsit de cuvință că trebuie să răspundă invitației făcute de municipalitate, care este dispusă să ajute și acest sector medical. Intenția municipalității a fost aceea ca înainte de întocmirea bugetului local să cunoască nevoile din toate sectoarele de activitate, motiv pentru care a organizat până acum întâlniri cu directorii de școli, medicii din spitale, taximetriștii și reprezentanții.